Ce zici, fata mea? Viorele, te rog eu frumos, noi interacționăm cu ei, că n-avem timp de interacționa cu ei. Da? Vă rog, nu vă supărați pe ei, ați tresărit, v-au tresărit sânii. Urmează o probă pentru Delia și pentru Geo. Ei, ei, da, exact. Se numește cea mai bună scenă de dragoste. Exact, ei trebuie să facă o scenă de dragoste aici, nu vă gândiți la prostii. Și ce am nevoie de la voi este, dați-mi un soi de relație dintre ei doi. Cum? Student-profesor, iată, unul dintre voi este profesorul, unul dintre voi este studentul. Bun, dăm drumul la probă? În aplauzele voastre! Încă o zi de școală, după care mă omor. Perfect! Hai că poți, chimie, Berzelius. Așa, hai! Bună ziua! Ce privire ești pentru ochii ăștia doi ai mei, care nu mai văd de ani de zile foarte bine. Ești o priveliște. Scuze, nu mă așteptam. E 12C, da? Da. Ești singura elevă de la 12C? Mă scuzați, mi-am permis să vă tutuiesc. Sunt singura elevă, restul lumii a chiulit. Dar eu am rămas pentru că îndrăgesc atât de mult chimia. Vedeți, domnule profesor, eu cred că toată lumea asta e formată din reacții și combinații și substanțe și, Doamne, tabelul lui Mendeleev, hidrogen, heliu, litiu, bariliu. Oh! Mai spune, hidrogen, heliu. Litiu, bariliu, nu am... Recunosc că n-am reușit să memorez tot tabelul lui Mendeleev. Nu trebuie să memorez tot. Asta e frumusețea chimiei, că ea e, cum ai spus și tu, peste tot. Opa! Ce am aici? E heliu. În partea asta ce am? Carbon. Nu. Nu, e dioxid. Inima mea. Și eu, domnule profesor, am venit cu piatră vânătă de acasă. Am experimentat. Și știți cum se cristalizează? Știu prea bine cum se cristalizează. Ei, eu am cristalizat-o sub forma numelui dumneavoastră, domnul Barbu de la Vrancea. Domnule profesor, trebuie să vă fac o destăinuire. Te rog. I-am convins pe colegii mei să mă lase singură cu dumneavoastră astăzi. I-am convins eu să chiulească, dar vă rog, nu vă supărați pe ei. Ați tresărit, v-au tresărit sânii. Așa mi se întâmplă și mie de fiecare dată când vin la ora de chimie și știu ce urmează să spuneți, că dragostea dintre noi este imposibilă pentru că un organ profesoral... Simt sarea de pe dumneavoastră, sau aș putea să-i spun natriu? Clor. Ai perfectă dreptate, mi-au tresărit sânii. Sunt un bărbat de 32 de ani îndrăgostit de o fetișcană de 18, dar hei, la naiba! Așa e chimia, compusă din relații, cum bine ai spus. Totuși, trebuie să le pun absență nenorociților ălora, n-am cum. Vă rog, dacă s-ar putea să îi iertați, măcar de data asta. De dragul tău, fac orice, inclusiv să-mi risc slujba asta. Pentru că dragostea mea pentru tine e exact ca tabelul lui Mendeleev. Infinită? Nu, compusă din pătrate. Iar asta e o metaforă, pentru că viața e un pătrat în care ne învârtim noi ca doi atomi. Domnule profesor, dacă toți suntem la metafore și dumneavoastră sunteți ca un metal greu în viața mea și atât de rar ca unul de acolo, de la capătul tabelului. Morții lui cine le mai știe? Nimeni nu le mai știe. Dragostea pentru tine mi-a întunecat toate cunoștințele, dar nu contează. Deci ați fi de acord să ieșiți cu mine la o cafea?
Nu, dar dacă te dezbraci. Și stop, 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 stop. Doar două replici. Este pentru Mădălin Cârje, Michi și Delia. Practic în această scenă Delia o să poată să vorbească la liber. Toate replicile nu o să aibă niciun fel de obligo. Ceilalți doi, Mădălin și Michi, trebuie să folosească doar două replici. Și acum o să alegem aceste două replici pe care ei or să le aibă. Dați-mi o replică afirmativă. Mi-a dat greu, ok, mi-a dat greu. Bun, dați-mi o întrebare scurtă. Cum? Rece ca mortu. Rece ca mortu și cum mi-a dat greu? Are Michi. Rece ca mortu și mi-a dat greu. Mai dați-mi la fel, mai dați-mi și o replică negativă. N-am bani, este una. Mai dați-mi o întrebare. Ce zici, fata mea? Deci, ce replici ai? Ce zici, fata mea și n-am bani. Așa, Michi? Mi-a dat greu și rece ca mortu. Dăm drumul la probă? Sunteți pregătiți? Aplauze! Ce zici, fata mea? Ce să mai zic, mă, Viorele? Avem o criză, e nenorocire, a luat, nu e bine deloc. Avem prea multe cadavre morgă. Rece ca mortul. Da, păi de-aia avem frigidere și problema este că avem prea multe frigidere și a fost și scurt circuit aseară și încep să se încălzească, înțelegeți? Mi-a dat greu. Da, Marcela, ți-am dat greu, dar de asta ești tu medic, mă rog, ce ești tu ca aici că împachetezi și îi înfrumusețezi pe ăștia? Viorele, fii atent. Noi trebuie să gestionăm ăștia. N-am bani. Stai, mă, mai Viorele, eu înțeleg că e o situație de criză, dar promit că dau un bonus, fac ceva, găsim o soluție, nu? Adică... Mi-a dat greu. Vă dau greu, dar vă dau pe măsură. Vă dau pe măsură. Care e? Păi, n-avem noi deviza aia la morga noastră din Fetești. Nu e deviza trăiască berea? Rece ca mortul! Trăiască berea rece ca mortul, exact! Exact, ăsta e spiritul Marcela! Și astăzi ne-au venit toți înnecații de pe litoral și ce zici, fata mea? Exact, păi da, au chefuit, a fost nu știu ce sindrofie aseară pe acolo și au înnebunit, s-au îmbătat, dezastru, nu mai contează. Ideea este, Viorele, tu trebuie să-i pui pe căprării, da? Aia proaspeți la aia proaspeți, aia mici la aia mici, tu... Mi-a dat greu. I-a dat, dar Viorele, eu mă bazez pe tine că tu ai mână puternică. Dar n-am bani. N-ai bani? Mă, Viorele, mă, hai mai întâi să muncem și după aia să discutăm despre finanțe. Că facem și noi lucrurile într-o anumită ordine. Marcela, mă bazez pe tine să-i diferențiezi... Ce zici, fata mea? Să facă diferența, Viorele, să îi separe. Stai, să-i separ pe cei care încă mai pot fi machiați, aranjați, vorbi cu familia, contacta, lucruri din astea. Ideea este că trebuie să ne mișcăm repede, pentru că avem de pregătit o grămadă dintre ei, adică sunt, nu mai pot, sunt mulți aici în frigiderele astea, electricitatea e varză, s-au încălzit, mă bazez pe voi. Marcela, ce te determină pe tine să faci jobul ăsta? Rece ca mortul. Exact! Viorele, care e? Viorele! Ce zici, fata mea? Nu, mă, iartă-mă, mă, Viorele, dacă deodată când mă uit la tine, mă, că știu ce urmează să zici, și nu vreau să aud. N-am bani! Exact, aia e. Mă bazez pe voi să manageriem criza asta, hai la cadavre, hai! Mi-a dat greu! V-am dat greu, dar știu că puteți! Rece ca mortul! Ce zici, fata mea? Viorele, te rog eu frumos, noi interacționăm cu ei, că n-avem timp de interacționa cu ei, da? N-avem timp să-i scăldăm, să vorbim cu ei, să le facem ritualul ăla pe care îl faci tu de obicei, da? Rece ca mortul!
Marcela, mă bazez pe tine. Ok, până un alt. Până un alt. N-am bani! Stați mă puțin. Stați puțin, hai să le luăm pe rând. Că nici eu nu pot. Aoleu. Aoleu. Stați un pic, stați așa. Stai puțin, stai așa. Ce zici, fata mea? Stop, 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 stop.